Ascultă Cum te ascult cu Laura Zgaverdea. Bun găsit, doamnelor și domnilor, este ora 17 și 30 de minute și așa cum o facem de luni și până vineri, este ora la care ne dăm întâlnire. Alături de mine astăzi sunt colegii mei Dan Popoviciu și Dan Agache, cărora le mulțumesc pentru prezența în emisiune. Mulțumesc, Dan Popoviciu. Mulțumesc Dan Agache. Este sau această întâlnire se dorește a, sau în cadrul acestei întâlniri se dorește a se discuta despre evenimentele petrecute în săptămâna care, iată, se încheie astăzi. Avem câteva importante care, sigur, sunt demne de luat în seamă și în discuție. Aș începe cu evenimentele petrecute la noi în Reșița, care au avut ecouri la nivel național, au ajuns până la Ministerul Educației. Este vorba aici despre perchezițiile din 9 iulie de la Universitatea Eftimie Murgu, care, iată, se lungesc, discuțiile sunt din ce în ce mai ample și cu consecințe grave, extrem de grave pentru noi. Popoviciu, tu ai scris, Dan Popoviciu, tu ai scris chiar un editorial în publicația online la care scrii. Aș vrea, înainte de a-i da citire acestui articol, să ne spui încă o dată punctul tău de vedere cu privire la ce se întâmplă din punct de vedere mediatic, dacă e. Nu discutăm acum dacă au luat sau n-au luat șpagă profesorii, că nu e treaba noastră, nu știm noi asta. Din punct de vedere mediatic, mi se pare că este o prostie. Aș vrea să o asemuiesc, poate pare deplasat, dar este exact ceea ce se întâmplă pe rutele adiacente sau limitrofe ale mijloacelor de transport, în comun. Se suie Nea Gheorghe în autobuz, îi dă 2 lei șoferului și pleacă. Taxarea se face în autobuz. După o lună, două, inevitabil se va face o analiză a profitului pe acea linie externă de transport și vă spune, domnule, nu are rost să o ținem pentru că acolo nu circulă nimeni, pentru că nu sunt încasări. Așa este și aici. Ne tăiem singuri craca de sub picioare. Un oraș care se dorește a fi cât de cât la standarde civice ale anilor actuali. Să depășim nivelul de oraș industrial. Exact. Bun, nu cred că ar fi o rușine nici dacă... Nu, ar fi extraordinar dacă industria ar funcționa. Exact. Dar să nu rămânem la acel nivel submediocru până la urmă, să ne gândim doar că avem nevoie de școli profesionale. Dom'le, să ai o facultate, să ai o universitate în orașul tău, cât de tâmpit trebuie să fii să ceri să o desfințezi? Nu sunt niște sfinți acolo, nu sunt toți profesorii dedicați. Cum, nu sunt nicăieri în țară, dacă exact suntem corecți? Exact. N-ați văzut că zilele trecute au ajuns cei de la Arad, cei de la Craiova. Nu? Sunt exemple care vin și ele dau de gândit, pentru că înseamnă că acest sistem de a face școală superioară este grav afectat de viermele corupției, incompetenței și așa mai departe. Dar revin la ce spuneai tu. Nu se poate să desfințezi o universitate pe care o ai. Nu desfințezi o primărie pentru că îl prinzi pe primar că este corupt. Nu desfințezi un spital pentru că eu știu ce managerul face un manager. Managerul ia șpagă, da, la angajare. Nu, nu. Important este să le pui pe picioare, să ai grijă de ele și tu, comunitate locală, să le sprijini. Au apărut tot felul de glumițe. Nu sunt eu în măsură să apreciez nivelul intelectual și profesoral al celor care predau acolo și celor care țin cursuri, dar în folclorul urban sunt tot felul de glumițe tâmpite vis-a-vis de ei, se spune ba așa, ba așa, ba într-un fel care nu face deloc bine universității. Nu zic că n-or fi de vină nici profesorii de acolo care n-au reușit să mențină un standard, să impună un standard. Totuși, o societate coagulată într-un municipiu, fie el și de mărimea Reșiței, nu poate da cu piciorul, nu-și poate arunca în aer o instituție de învățământ de asemenea talie. De nivel superior, exact, până la urmă. Într-adevăr, există voci care solicită desființarea Universității Eftimie Murgu. Din păcate, aceste voci cred că sunt dirijate din spate. De ce? Pentru că nu pot să concep ca un om cu capul pe umeri și jurnalist pe deasupra să
Și local. Și de aici. Și local. Să încerce să-și taie până la urmă singur creanga de sub picioare. Voi credeți că este dorința de a face, dacă vorbim de publicații online, de a face un număr mare de vizitatori pe site, că nu vorbim aici de vreo audiență, adică să nu mai avem 100 de cititori, să avem 200 de cititori câteva zile, din dorința pur și simplu de a crea, nu știu, o situație conflictuală, doar că așa ne place nouă, sau de dragul de a desfința niște nume, pentru că eu citesc acum și puteți să vedeți și voi, este un titlu cel puțin hilar, am putea spune. Da, nu, este vorba de, nu știu, nu vreau să-i spun altcum decât goana după audiență sau nu, cred că este, vorbim aici despre o încercare de a te alinia trendului care se poartă în societatea românească. Adică generăm scandal. Exact. Deci eu am spus-o de foarte multe ori. Noi asimilăm anormalitatea normalității. Refuzăm să vedem lucruri normale și o spun foarte conștient și nu vreau să fiu vulgar să spun, dar adugând argumente vis-a-vis anormalității în care trăim ca normalitate. Dom'le, tu nu poți să-mi impui mie să fiu de acord cu căsătoria între homosexual și adopția de către aceștia a copiilor. Religios, genetic, oricum o luăm, suntem făcuți ca majoritatea ființelor ce trăiesc pe acest pământ, un el și o ea. Încercăm să trecem, să... Mă rog, hai să nu intru prea mult, că poate... Deviem de la subiect. Asupra căruia cu siguranță vom mai reveni. Nu, dar vis-a-vis de anormalitate. Normalitatea... După ce Italia a fost obligată să recunoască căsătoriile gay, obligată de către Uniunea Europeană. Noi suntem printre puținele state care nu recunosc acest lucru. Și acum revin la ce m-ai întrebat. Da. La ce m-ai întrebat? Revin pentru că a fost o paranteză care să vină ca argument asupra anormalității. Ei, în societatea asta anormală în care noi trăim, acești copii care scriu, acești ziariști care scriu tot felul de inepții, nu fac altceva decât să nu fie luați de curent și dați deoparte din trendul social în care ei trăiesc. Dacă ar încerca să fie normal și să scrie pe niște principii corecte, nu ar mai vinde, nu ar mai fi plătiți, ar trebui să-și facă bagajele, să facă altceva. Asta cere societatea, scandal. Dar tu crezi că ei realizează consecințele acțiunilor lor? Nici măcar nu sunt interesați. Eu sugerez un posibil răspuns. Ei, și e facultate la Timișoara. Ce mare lucru cu... Da, și un răspuns foarte plauzibil. Dar poate că, dar nu, e un complet idiot. Yeah. Pentru că sunt părinți care nu-și pot întreține copiii în Timișoara. Așa, stau acasă, mănâncă acasă, dorm acasă. Adică despre ce vorbim? E... Sigur, am să, dacă îmi permiți, pentru că vorbim de drepturile de autor, să te citez, aș vrea să dau citire acestui articol, pentru că mie mi s-a părut extraordinar și cred că ești singurul care ai luat atitudine public la ce se întâmplă. Niște epigoni, așa este intitulat articolul tău. Și îl citesc, doamnelor și domnilor, pe domnul Dan Popoviciu, invitatul acestei emisiuni. Mă refer și la profesorii Universității Eftimie Murgu din Reșița, care vindeau examene ca un reatebist, mulțumindu-se cu un bacșiș de ceva eurocenți, dar și la scribălăi nebăgați în seamă sau mai pe românește idioți locali care sugerează sau o spun de-a dreptul că Universitatea Eftimie Murgu ar trebui desființată. Dragi idioți, o universitate, printre altele, dă o notă de intelectualitate albiei de porci în care vă place să trăiți. Nu aveți cum să sesizați acest aspect pentru că, din troacă, se văd doar lăturile. Poate vă stau în gât, poate le savurați alături de autointitulații marginalizația ai sferei universitare din răsadnița ingineriei aplicate în domeniul mecanic și siderurgic al unei țări întregi. Este clar, indubitabil, că la Universitatea Eftimie Murgu s-au luat examene pe bani. La început mărci, mai apoi euro. Nu se poate invoca salariul profesorului pentru a justifica avariția sa. Am avut ocazia să văd state de plate și știu ce vorbesc. Este pur și simplu ceea ce scriam și ieri. Haloșenia, cum se spune pe la noi prin Banat. Ai mult, vrei tot mai mult, pe spatele proștilor, firește. Era să scriu al studenților, dar nu mă lasă rezultatele de la BAC. Revin. Să se închidă
universitatea, o mizerie. Dacă primarul X este prins cu nereguli, se închide primăria? Dacă la spitalul de nu știu unde moare un pacient, se închide locația? O universitate dă valoare unei comunități. Este un punct obligatoriu pe pliantul de prezentare al localității. Mă opresc pentru că deja fac o demonstrație ce nu-și are rostul. În acest articol nu putem ocoli numele familiei Frunză Verde. Doamna este rectorul universității. Carne de tun în condițiile în care domnul s-a scăpat de un rinic pe bază de cancer și băgat în control judiciar. Un tip incomod care a făcut ceva jocuri politice, nu doar local, un fleac, ci chiar la nivel național. Dacă citiți măcar colecția săptămânalului Ghimpele, veți vedea că nu sunt fan al oastei lui Sorin Frunză Verde. Dacă justiția a decis Duralex, sed lex. Nu cred însă că șpăgile unuia și altuia, poleiți cu titluri universitare, au ajuns în buzunarele doamnei Frunză Verde. Nimeni, nici măcar sau mai ales pe la colțuri sau mese de bodegi, nu ar putea afirma că domnia sa a fost părtașă la comerțul cu diplome din universitate. În concluzie, da, este nevoie de curățenie la Universitatea Eftimie Murgu, mai ușor însă cu tunurile și bombardamentele, mai ales în ceea ce îi privește pe cei devotați meseriei de profesor universitar. Cât despre desființarea universității, revin și spun că doar niște minți perverse, poate niște frustrați, care s-au lovit de trandafirii ce refuzau șpaga, doresc acest lucru. Da, aș face o singură corecție, fiind citit, trandafirii se scrie cu T mare, este scris cu T mare și face trimitere la domnul Trandafir, care cred că ar trebui să fie Biblia oricărui cadru didactic din România. Da, mulțumesc pentru completare. Și eu mulțumesc că ai sigur, și acum nici noi nu putem ocoli în discuția noastră, pentru că tu ai punctat foarte bine, nu putem ocoli numele familiei Frunză Verde, pentru că eu nu vreau să discutăm acum că ei sunt într-o perioadă grea, având în vedere faptul că domnul Sorin Frunză Verde trece printr-o perioadă nefastă în ceea ce privește sănătatea domniei sale. Considerați, dragi colegi, că doamna rector Doina Frunză Verde este o victimă colaterală a soțului sau a ceea ce i s-a întâmplat soțului, sau este carne de tun, exact cum ai scris tu, în această bătălie politică? Știm foarte bine că domnia s-a deranjat foarte mult. Îmi vine în minte acum, în timp ce spuneai, îmi vine în minte celebra Penelopa, care tot cosea la o mătase așteptându-l pe Ulise, și cine a citit respectiva operă știe cu siguranță la câte tentații și la câte mârșăvenii a fost supusă în timp ce Ulise se lupta cu dușmanii. Mă rog, nu sunt fan Frunză Verde, să fie clar, o știe toată lumea cine mă urmărește sau cine m-a văzut în cei 20 de ani aproape de carieră jurnalistică, știe foarte bine acest lucru. Însă, că vorbeai de ce au în cap cei care în presa de astăzi comit tâmpenii, niciodată, dar niciodată nu mi-am permis în, eu spun că multe au fost pamflete editoriale de ale mele, nu mi-am permis să fac cea mai mică trimitere la membrii familiei, soție, copii, părinți, niciodată, dar niciodată. Nu sunt ei de vină, nu merită să le fie bălăcărit numele, noroi familia, și da? Familia, și mai ales doamna are o carieră universitară. Care nu poate fi contestată. Nu poate fi contestată decât de niște idioți, cum spuneai. Îi se poate reproșa eventual faptul că nu a știut să fie un bun manager, să țină cu mână de fier pe acești vânzători de diplome. Asta, cu asta sunt de acord. Asta e o altă. Dar nu poți să spui că de aia s-au vândut diplome la Universitatea Eftimie Murgu pentru că rector a fost soția lui Sorin Frunză Verde. Asta este un este de o ilogică clară, crasă. Nu așa de aia s-au vândut. Așa cum spuneai și în editorial, cred că nici la ultima crâșmă din oraș nu s-a oamenii auzit turmentați, așa ceva. Nu s-a discutat așa ceva. Faptul că există o legătură de rudenie între doamna Frunză Verde și domnul Frunză Verde este interpretat din punct de vedere politic. Este interpretat cu bună știință de anumiți jurnaliști care
doresc neapărat capului Sorin Frunze Verde. Nu, care doresc neapărat să-și merite banii pe care îi primesc de la anumite, hai să le spun, nici corporații, nici asociații. Asociații. Tu ești drăguț când spui asociații, ei primesc bani de la persoane fizice, de la persoane înregimentate politic, de la persoane care conduc instituții publice, unii legal, alții mai puțin legal. Bun, n-aș vrea să intru în această... Culmea este că nici nu au o culoare anume politică. Sunt ca mielul blând. Mercenar. Mercenar, da, mercenar. Da, da. Cine și plătește... Și dintr-o parte și din alta. Bun, mercenariatul ăsta trebuie, zic eu, că trebuie să nu depășească un minim nivel al respectării principiilor pe care se presupune că le ai dacă te apuci de meseria asta. Că dacă nu le ai, ești un, ce să zic, un măruță sau hai să nu fiu baș așa de... Dar nu ai ce căuta în meseria de ziarist dacă tu nu ești în primul rând ca la medici, domnule. Nu ai voie, adică nu fă rău. Dacă nu poți face bine, nu fă rău. Nu te apuca să calci așa prin proasta ta educație și pregătire intelectuală, pentru că un om cu pregătire intelectuală și cu educație aleasă nu poate să scoată mizerii pe gură. Mai greșește. Un om cu pregătire și educație nu s-ar apuca să se prostitueze. Nu mai scris. Dan, mai greșești. Da, este posibil să mai greșești, dar a persevera în greșeală, exact, este prostie deja. Sau reavoință. Diabolicum, perseverare diabolicum, nu? Da, cum vă explicați voi că perchezițiile acestea au avut loc la o singură facultate, la cea de drept european, și nu s-au dus și la inginerie și la administrație publică? Nu credeți că cineva a fost probabil ținta unor atacuri? Pentru că e suspecta că se... Acum, voi credeți că la inginerie nu se întâmplă nimic sau acolo toți scrin dacă e să se dovedească? Probabil aici au fost reclamații, drept pentru care și DGA-ul a avut un om infiltrat, o studentă care era cât pe ce să fie violată de unul dintre profesorii. Eu cred că și aici pe aspectul ăsta nouă ne place așa și de obicei oamenii după ce beau puțin încep cu bancurile porcoase. Eu cred că se exagerează un pic și pe tenta asta sexuală a ceea ce s-a întâmplat acolo. Și eu cred că exagerare după... Acum, nu știu, și bine, când citești o stenogramă lucrurile par într-un fel, dar cred că discuția n-a fost atât de gravă și... O să ajungem și la violuri. Nu cred că a fost violat nimeni în universitate pentru a lua vreun examen. Acum, eu le-am mai spus sau doamna aceasta infiltrată acolo o fi fost ea singura femeie foarte frumoasă din universitate și... Dar le-am mai spus-o mult, hai să nu fim atât de pudibonzi totuși. Sunt atâtea studente frumoase, proaste, care s-ar duce, ele l-ar lua de mână pe profesor ca să-i dea un 10 la examen. Chiar cred era că nevoie, și un 5-6, nici nu cred că își doresc 10. Era nevoie ca profesorul ăsta să aproape să o violeze pe studentă? Cred că a fost pe undeva și provocat și el un prost. Că, adică mai cadru puțin bărbat, să spun. Da, cadrul universitar, sigur, este, trebuie să ai în vedere o conduită, o anumită conduită. Și știi că nu-ți toată lumea e cu ochii, cu ochii pe tine. Nu-ți poți permite. Și probabil obișnuit să primească astfel de favoruri materiale sau... Nu, cred că discuția serioasă care trebuie făcută nu de noi aici, mai ales de cei responsabili de sistemul de învățământ, este când se va sparge buba. Din păcate, ca în multe domenii, ca în sănătate, ca în politică, domnule, nu se poate să facă... Este adevărat comerțul ăsta cu diplome, deci nu poate fi negat. El se petrece. Și nu doar la Reșița. Și nu doar la Reșița. Peste tot în deci țară. Aici trebuie să aducem discuția. Și da, nici de cum la această întâmplare. Cum cheamă rectorul sau cum a vrut să o violeze pe domnișoara X. Infiltrată. Nu? Deci despre asta e vorba. Am înțeles că doamna rector a fost la declarații și domnia sa la parchetul general din București. Mărturisesc că jurnalistic probabil nu este corect. De multe ori mi este și jenă să o mai sun și să o întreb detalii despre ce se întâmplă, pentru că eu am senzația, având în vedere cele aproape 20 de zile de calvar, că acum ia totul personal. Și dacă cineva dorește să spună că... Vă aduceți aminte, seara de la una la alta,
la o celebră emisiune Dosar de politician, când doamna a fost acuzată de plagiat. Erau atunci voci care spuneau că acel scandal ar fi fost târnit de niște domni din universitate care nu au mai prins catedra, având în vedere faptul că sunt deja ieșiți la pensie, revoltați fiindcă li s-au dat orele unor profesori mai tineri, ar fi generat și ar fi făcut reclamații și la minister. Sigur că nu s-a putut dovedi așa ceva, un fals grosolan sau o nesimțire să acuzi un profesor universitar de calibrul doamnei Frunze Verde, care, să nu uităm, de niște ani buni predă în Germania, face parte din Comisia de Acreditare a Universităților din Germania, care cred că nu face parte doar cu o cheamă Frunze Verde. Bun, categoric, acest nume acum se lipește ca o mănușă pentru presa de scandal de Sorin Frunze Verde. Este melanjul perfect. El cu probleme de sănătate, ea cu fabrica de diplome, fata cu... Nou născută, a născut, nu, e... Pentru presa de scandal este o mană cerească. Din păcate, nu putem intra cu cizmele în viața personală a cuiva. Și nici nu cred că pentru este treaba cuiva. Să fie chemată la parchetul general este firesc. Este managerul acelei instituții unde s-au semnalat cazuri de corupție. E clar, nu? Pe de altă parte, dacă ești chemat la declarații, nu înseamnă că ești automat vinovat. Nu? Ești chemat pentru a da explicații, pentru a spune... Absolut, sigur, dar nu înseamnă că ai și o acuzație vom spate. Vedea ce... Acum, eu nu vreau să fiu nici apărătorul doamnei rector, dar nici acuzator. Ca să concluzionăm, să eu aștept să văd ce va spune, ancheta. Sigur, ancheta e foarte important. Aș vrea să depășim momentul, dar înainte să tragem o concluzie. Faptul că stârnim atâta scandal în jurul universității și că nu încetăm să facem atmosferă proastă doar de dragul audienței sau al traficului pe site, consider că este o nemernicie jurnalistică și că nu ne gândim la consecințe. Lipsă de profesionalism. Și să mai spun numai o puțin legat de acest subiect, cu corupția, cu șpaga, cu celelalte. Eu o spun mai în glumă, mai în serios. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu am fost pus în situații în care să pot face asemenea lucruri, pentru că nu știu cum aș fi reacționat. După sărăcia, și ca mine, cred că sunt foarte mulți, după sărăcia aia din până în 90, când ai tu dintr-o dată posibilitatea să faci și aia, și aia, și aia, și aia, cam câți credeți voi că ar fi rezistat tentației? Și ar fi rămas integri și nu da. S-a... Da, nu e, e greu să răspundem. Nu o spun în a le lua apărarea. Nu, nici vorbă, dar puteam fi oricare dintre noi în această situație. Poate de asta și corupția a atins un asemenea nivel, cuprinzând ca o caracatiță, dacă vrei să-i spun așa, toate domeniile de activitate. Pentru că nu cred să fie vreun loc în țara asta care să nu fie atins de acest flagel. Pentru că peste tot pe unde te duci, fie că e vorba de învățământ, de sănătate, de administrație publică, indiferent pe unde mergi, toți sunt dispuși să câștige un ban ușor. Nu cinstit, ușor. Din păcate, aici am ajuns. Citeam că am primit pe mail niște comentarii apropo de răutăcisme și de oameni de bine. O să vă spun și vouă după emisiune cum văd jurnaliștii de lângă noi anumite... Păi de ce nu spui acum? Spune un exemplu, Dana. Păi vă dau, dacă vreți, public. Vrem. Că nu-i frumos să avem secrete față de noi, nu avem secrete față de ascultători și de telespectatori. Că vorbeam de jurnaliști, voi ați văzut că eu în timp ce voi vorbeați am deschis mail-ul și vorbeam de jurnaliști care doar de dragul scandalului vorbesc să se audă. E o discuție între doi jurnaliști, chiar n-aș vrea să le dau numele pentru că le dau satisfacție vorbind despre ei și nu vreau să fac asta. Au veșnica problemă cu postul public de radio care nu oferă suficiente acte de cultură și că trăim din bani publici. Da, trăim din bani publici și facem lucruri pentru ascultătorii și telespectatorii noștri. Bun, la voi vine auditul și gata, dacă faci nereguli. Vine auditul, plătești, dar nu despre asta era vorba. Era vorba că ne transformăm într-un radio comercial și ne luptăm cu audiența și cu Facebook-ul. Adică probabil că avem și aici o problemă de trafic, că unii avem
trafic mai mare decât alții, da? Eu zic să depășim momentul și să trecem la lucruri serioase, pentru că de asta ne-am întâlnit aici, dar încă o dată se dovedește cât de mici sunt unii oameni. Sau altfel spus, vulpea care n-ajunge la struguri spune că întotdeauna sunt acri, da, dar îmi place că în ultima perioadă, în ultima vreme, sunt foarte mulți foarte atenți la noi, la postul nostru de radio, și în scurt timp vom da publicității un sondaj de audiență, pentru că se tot vorbește de bani publici și sondaje de audiență, și chiar vom putea face acest lucru, să aducem, să venim în atenția opiniei publice și atunci să judece domniile lor cum stă treaba cu audiența. Dar să depășim, pentru că nu mai avem foarte, foarte mult timp. Aș vrea să discutăm despre ce s-a întâmplat în Partidul Social Democrat, având în vedere faptul că au avut loc alegeri, e adevărat, pentru conducerea interimară a postului până în noiembrie, dacă nu mă înșel. Liviu Dragnea, surpriză pentru unii și pentru alții previzibil, a ieșit președintele Partidului Social Democrat. Ar putea aduce prejudicii de imagine alegerea lui Liviu Dragnea, având în vedere faptul că și el are probleme de imagine sau probleme cu justiția. Dacă ar fi să mi-aduc aminte de declarațiile setenilor din Văleni, categoric nu. O să ajungem și la Văleni să discutăm, da, că e un subiect. Deci categoric nu va aduce. Cui să aducă cum să aducă prejudicii de imagine unuia care vede că un viol e perfect normal și numai femeia e de... Adică femeia, femeia e de vină. Femeia a fost de vină că i-a stârnit, dar hai să nu încurcăm subiectele. Păi, nu, atunci cum? Nu are cum să le... Ăia tot cu Dragnea vor vota, da? Ce e, domnule, că i-au dat cu... Ce e aia, că a dat niște telefoane? Ce mare lucru a făcut? Așa se face campanie electorală. Da. Ceea ce este iarăși o anormalitate, iarăși ne jucăm cu principiile. Domnule, un partid care își pune în frunte un om pedepsit cu închisoarea, nimeni nu spune și nimeni nu vrea să detalieze, da? În momentul în care primești o sentință, este pedeapsa cu închisoarea. Și aici sunt două liniuțe. Cu executare sau cu suspendare. Pedeapsa este aceeași. Este pedeapsă și... privativă de libertate, dar cu așa sau așa, pedeapsa este aceeași. Se ia un calcul în cauza anumite, eu știu, anumite argumente pentru a-l pune cu executare sau cu suspendare. Pedeapsa însă rămâne. Și atunci tu, ca un partid, cel mai mare partid din România, îți pui în frunte un condamnat penal. Mi se pare că sunt deprisos cuvintele. Ce mai pot spune? Dar, repet, dacă se judecă electoratul este constituit majoritar de cei din Văleni, nu va fi nicio problemă. E de al nostru. Cred că la ora actuală, având în vedere că au fost doar două nominalizări, doar doi candidați la funcția de interimar la președinția Partidului Social Democrat, cred că Liviu Dragnea are puterea și capacitatea să țină partidul unit și să reușească să îl ducă la un congres în care va fi aleasă o nouă structură, având în vedere retragerea demisia lui Ponta din fruntea PSD-ului. Nu știu dacă Liviu Dragnea va fi cel care va conduce partidul după congres, dar în opinia mea era nevoie acum de o mână forte care să îl țină unit, pentru că am sesizat în ultima perioadă, de când au început necazurile premierului Ponta cu justiția, că încep să răsară aripi din PSD. Iar, în mod normal, dorința PSD-ului e să rămână același partid monolit, cum a fost de câți ani. Al Capone nu era o mână de fier. Ba da, și Al Capone a fost o mână de fier. Din punct Yakuza în Japonia a acordat ajutoare celor afectați de tsunami. Înseamnă că este o organizație bună? Nu. Mafia este o organizație bună? Faptul că un cine a distrus țara asta? Faptul că un PSD-ist este condamnat nu înseamnă că tot PSD-ul este de vină. Păi dacă este ales de colegii lui PSD-iști. Nu, este ales de Dan, o mână de oameni. Dan, despre ce vorbim? De o mână de oameni. Care ce sunt ăia? Legitimați prin voturile organizațiilor pe care le reprezintă. În acest caz trebuie să recunoaștem că toți parlamentarii noștri sunt legitimați de votul nostru. Asta nu înseamnă că pot să facă ce vor. Nu, stai un pic, tu acum faci așa ca ăștia. E o paralelă. Reamesteci. Nu. Nu e același lucru. Acolo este o organizație pe niște
statut, pe un statut cu niște reguli clare. Nu? Cred că regulile și statutul nu mai funcționează în niciunul dintre partidele actuale din România. Sunt doar niște cărți frumoase care se găsesc în sediul fiecărui. Credeți voi că motivele care au stat în spatele acestei decizii au fost mișcările acestea greșite ale lui Ponta? Și când spun mișcări greșite, de la Bacu plecăm în Turcia la operație, convalescența mai lungă decât ar fi putut previziona cineva, întors în țară, ne autosuspendăm din funcția de președinte al PSD-ului. Credeți că s-au supărat, au fost deranjați unii domni și atunci au luat decizia de a nu știu dacă e corect să folosesc acest termen, a o luxa pe Rovana Plumb, pentru că era clar că Rovana Plumb este preferința lui Victor Ponta, lăsându-o el interimat, în interimat. La nivelul ăsta de politică să fie foarte clar, și nu o spun eu, sunt oameni mult mai deștepți ca mine care o spun și profesioniști pe domeniu, la acest nivel nimic nu este întâmplător. Problema este să găsești omul care se pliază pe, pe interesul pe care tu îl ai ca strateg. Ei, și vreau să vă spun că în toți anii ăștia de presă, doar doi invitați de-ai mei s-au iritat până la a fi irascibil. Doru Marcu în spatele camerei și aici acum. Au fost Petre Roman și Victor Ponta. Probabil că se pliază și gafele pe care le tot face Victor Ponta, ai amintit două dintre ele. Se pliază pe un scenariu, nu știu al cui da, și da, ce Dragnea urmărește. A avut grijă și a lămurit o majoritatea organismului de conducere al PSD-ului că Ponta se îndepărtează de interesele partidului și că doar el îl poate susține. Întrebarea care îmi vine acum în minte este că de fiecare dată PSD-ul a câștigat cu un alt om care a venit ca și candidat la conducere, care părea acel imaculat, nu? Joană l-a schimbat pe Năstase, Ponta l-a schimbat pe Joană și acum Dragnea, care mai poate fi considerat imaculat, da? E, cred că e o, adică sunt niște jocuri pe care și nouă ne este greu să le înțelegem. Chiar nu-mi dau seama, dar revin și spun că asta cred. Este o strategie, nu știu a cui, dar dirijată al dracului de bine. Da, afectează PSD-ul imaginea PSD-ului. PSD-ul nu face decât să-și dea în nas cu orice face, își dă în nas. Acum au început și cu Iohannis. Văd că și pe Iohannis îl taxează vis-a-vis de primul subiect al emisiunii. Ce ori avea domnule cu nevastă-sea? Mie îmi place. Care fusta la mijlocul genunchiului sau femeie, că e asortată moda, cu draporii, cu draperia. Modă, da. Până la urmă, asta e grija noastră, ce rochie are prima doamnă pe ea. Asta ne interesează pe noi? Acolo... Da, pentru că suntem prea mici, prea proști ca să înțelegem subiectele arzătoare. Ne mulțumim, eu cred uneori că se dorește și deturnarea atenției de la subiectele arzătoare spre fusta nevestei președintelui. Să vorbești despre fusta nevestei președintelui sau despre faptul că nu ia atitudine față de un caz aflat în justiție, aflat pe rol, vezi violatorii din Vaslui, faptul că nu a intervenit energic. Dar nu e atributul președintelui ăsta. Președintelui, și nici a soției președintelui. Mai soției președintelui, nu că bine... Vorbea PSD-ul de o modernizare. Cu Dragnea în frunte, mai putem să ne gândim la modernizarea PSD-ului? Cum să nu? Pot să schimbe codul penal și să spună că ai voie să furi, să violezi, să faci orice. Și atunci vom avea un minunat partid legitimat de un cod penal care spune, da, domnule, sunt cei mai corecți, asta este bine. Și să nu fiu înțeles greșit, nu este numai PSD-ul în situația asta. Absolut. Să știm bine cine sunt stâlpii fostului PD, vorbind despre granițe, despre ADS, despre traficul cu țigări și așa mai departe. Se dau peste cap copiii ăștia de pe la poliția locală sau de la economic, de la poliție, să-i alerge pe... Pe aia cu trei pachete exact, la colțul străzii exact. Și aia care trec cu baxurile... Răul trebuie tăiat de la rădăcină, dar nu se vrea. Pe alea se teleportează, nu? Intră cu tirul, intră mai cu camionul. Mai spuneam într-o emisiune, din dorința noastră de a intra în Schengen,
avem dotări de ultimă generație. Poliția de frontieră de la Oravița are chiar așa un sistem de termoviziune pus la punct, camere de luat vederi pe toată granița, de la Bazia și de la intrarea Dunării în țară, ești pe uscat și pe apă, avem de toate. Chiar am întâmplarea face să fi fost acolo și vezi și gâștele de pe malul Sârbesc când fâlfâie din aripi. Este clar că nu scapă nici măcar un pachet în buzunar dacă băieții nu vor. Dar probabil că nu trebuie să le vadă sau nu se știe. Toată lumea s-a enervat, adică toată lumea, toți românii responsabili, patrioți, s-au revoltat pe olandezi. Dom'le, ce ne au tot ăștia noi cu noi cu Schengenul? Că noi suntem la ultima generație, cum spuneai tu. Avem tot, suntem, avem frontiere securizate. Și citez aproximativ declarația unui responsabil olandez care a spus, da domnule, dar încă aveți personal care pentru 10 euro băgați în buzunar opresc sistemele de securitate. Și s-au întors capul și ce? Se leagă la șiretul. În momentul acela sunt la toaletă. Da. Laura să-ți, și Dane, să vă reamintesc un subiect. În urmă cu ceva ani se făcea trafic de carburant peste Dunăre. Iar zona Clisurii a fost una... Eldorado. Un Eldorado. Ei, în timp ce sute de români stăteau cu canistrele, cu sticlele ascunse, vorba vine ascunse, pentru că se știa că trec și făceau 50-100 de euro în 24 de ore, făcând multe drumuri, am informații clare de la cei care au fost în vamă, că la un moment dat venea poliția, îi dădea pe toți la o parte și treceau cisternele. Cisterne care erau ale unui domn parlamentar. La nivelul ăsta se face traficul și cu țigări, și în ziua de astăzi. Nu e ceva nou. Orice sursă de bani ilicită reprezintă o olcuță cu miere, oala cu smântână, cum îmi place mie să-i spun, care atrage. Acum că vorbeam de, sigur, dorința politică sau, mă rog, instituțională a cuiva, embargoul impus Iugoslaviei a fost încălcat exact atâta vreme cât s-a dorit cât acest lucru. Cât a trebuit. Într-o zi, pur și simplu, s-a închis tot. Adică n-a mai scăpat nici măcar un litru de benzină, nu? Ea a trecut cu milioane de tone pe zi, s-au trecut pe bărci, pe uscat, cu cisterna, cu conducta, că erau și cu conducta, dar exact atât cât s-a dorit. Cât s-a dorit. Într-o singură zi s-a terminat tot. Și nu erau tot observatori din aia ONU pe acolo? Păi, sau ai Uniunii Europene? Erau Comisiei Europene, erau reprezentanți. Bun, deci despre asta vorbim acum, cu PSD-ul, cu curățenia din partid și... Nu văd o curățenie, mie nu se pare o curățenie. Ponta și Dragnea sunt oarecum puși la zid, sunt considerați singurii vinovați de pierderea alegerilor prezidențiale. Probabil că de aici și declinul în care se află în acest moment PSD-ul, pentru că nu putem să spunem că în acest moment PSD-ul se reconstruiește. Eu nu cred că ei pot fi socotiți vinovați, pentru că dacă țineți bine minte, atmosfera dinaintea primului tur era de o siguranță absolută că PSD-ul va câștiga alegerile. Și rezultatele că au fost pe măsură. Va ieși președinte. În primul tur. Sigur, și în primul ce s-a tur, întâmplat? Mie mi-este foarte greu să înțeleg ce s-a întâmplat între cele două tururi. Pentru că așa o emulație, așa o creștere masivă a prezenței la vot, așa o opinie anti-PSD în doar două săptămâni, nici măcar două săptămâni. Știi ce cred eu? Știi ce cred eu, Dan? Nu, eu nu sunt vreo specialistă în fotbal, dar cred că s-a întâmplat exact cum fac fotbaliștii noștri. După ce înscriu primul gol, se relaxează și se văd deja învingători, da? Și lasă, și vine aia și ne dau trei goluri. Exact așa s-a întâmplat, cred că și în cazul de față, în campania electorală. Băieții s-au lăsat-o mai moale, s-au relaxat și au venit cei din PNL care au strâns rândurile și, cum spui, au creat așa o emulație în jurul lui Iohannis. Aș crede că și atunci, în turul 2, eu mi-am făcut destui, hai să nu spun dușman, adversari, adică m-au apostrofat câțiva oameni. Eu am spus că PNL-ul în care aș se vede, am făcut blat la alegeri. Cu PSD-ul? PNL-ul cu PSD-ul? Nu s-au prezentat, să spun, așa, la meci. Așa, da. Că tot ai adus vorba de fotbal, da? Și în ciuda acestei plictiseli din partea PNL, a câștigat PNL-ul.
s-au mobilizat cei din diasporă. Începem cu acel clișeu. Revenim iară la Frunze Verde. Da, e condamnat, a dat telefoane. Nu, el nici măcar n-a dat telefoane. I-a zis lui Gheorghion, dă-le telefoane și spune-le. Nu, i-a spus, du-te și vorbește, și vorbește cu ei. Da, unde, unde nu este la nimeni, poate cer. Vorbim de justiție, sondajele arată că românii au din ce în ce mai multă încredere în justiție. Vorbind de justiție, mă întorc pentru că deja s-a creat o isterie la nivel național cu cei 7 violatori din Vaideni, Văleni, așa, mă gândeam la vai de ei. E vai de ei, da. E vai de ei, e vai de fata aceea, vai de noi, vai de o judecătoare care a lăsat 7 violatori liberi. Aici, știi, când vorbim de judecătoare, foarte mulți o acuză, nu cunosc, nu știu absolut exact speța. Totuși, orice jurist, orice magistrat vă spune că nu este tot una legea cu morala, cu moralitatea. Nu tot ce este imoral este și ilegal. Corect. Probabil că dacă au venit procurorii, avocații și au prezentat fiecare materialele lor, judecătoarea conform legii poate că a fost obligată să ia acea măsură. Nu știu dacă așa conform este. Conform legii, dacă își recunosc fapta, pot fi judecați în stare de libertate. Păi da, dar înțeles că numai unul și are. Trei dintre ei și-au recunoscut fapta, iar mai apoi un alt judecător a spus, domnule, dacă i-ați lăsat pe cei trei, trebuie să-i lăsăm și pe ceilalți patru. Nu se poate. Cred că facem discriminare. Cred că există o problemă la nivelul legii, la nivelul interpretării legii. Nu spun că nu avem legi. Unele sunt bune, altele mai puțin bune. Toate sunt perfectibile pentru că așa e și normal să fie. Atâta doar că există foarte mult subiectivism și din partea judecătorilor și din partea procurorilor. Dar în orice faci, Dan, ai o notă de subiectivism. Tu pui amprenta ta asupra ceea ce faci. N-ai cum să scapi de eul tău. Ești făcut, vorbeam că ce fac ăștia cu Ponta, da? Ești făcut într-un anumit fel, structurat într-un anumit fel psihologic și social, aparții unei anumite categorii. Nu te poți rupe. N-ai cum să te negi pe tine, nu? Să nu fii subiect, să fii obiectiv. Din cine poate fi de obiectiv? Magistrat ar trebui să poți să faci acest lucru și să interpretezi totul conform legii. Atâta doar că mie îmi spunea cineva că legea este atâta. Dar în funcție de cine o citește, poate să o facă atâta sau atâta. Păi de aia se spune în litera și în spiritul legii. Altfel toți am dat sentințe, luăm codurile penale, comerciale, civile, care or fi, ne ducem, o zi suntem fiecare judecător, deschidem, ce ai făcut? Am făcut aia. Bun, sau citim codul penal sau codul de procedură penală pe internet și credem deja că știm tot și suntem judecători sau procurori. Nu e... Îmi este greu să cred că și-ar putea asuma vreun magistrat o asemenea porcărie, că nu putem vorbi de șpagă, de mită, de bani. Unde știi? Se spune, citeam la un moment dat, înainte de intrarea în emisiune, că familiile violatorilor s-au dus la familia victimei pentru a încerca o mediere împăcare. Și există cale legală pentru Da, există, trebuie să te duci la mediator pentru asta. Și am înțeles că i s-au oferit 200 de milioane de lei vechi, 20 de mii de lei. Tatăl fetei, tatăl victimei nu a acceptat și se punea întrebarea de unde, bine, nu e o dovadă și sigur eu nu fac o afirmație, citez dintr-un articol, există posibilitatea, având în vedere faptul că cei 3 sau 4 dintre tinerii aceștia au familii înstărite, ca judecătoarea să fi fost la un moment dat mituită pentru că brusc și subit și-a cerut transferul la o școală de grefieri care are niște cursuri în București, să se ducă să predea acolo, adică după caz și-a cerut brusc transferul. Îți dai seama ce presiune or fi pe ea? Da, eu nu vreau să ne erijăm noi în judecătorii cuiva și nici nu putem să facem acest lucru. Nu avem drept. Nu avem drept, sigur, nu putem să facem acest lucru, însă vedeți că oamenii s-au solidarizat în întreaga țară. Au făcut o felul de petiții online cu pixul în mână. Toate televiziunile vuiesc. Acum mai e și Măruță, cel de-al 8-lea violator care a arătat fata la televizor. Sigur, sunt aduse prejudicii grave fetei, pentru că e asigurare acum
ceva probleme. Categorii, și nu poți să expui în fața întregii țări, pentru că ea va purta stigmatul acesta întreaga ei viață. Ea nu va uita întâmplarea aceasta vreodată și ar fi total neplăcut să meargă într-un loc și lumea să-și dea coate, ea e. Adică nu e profesional ce s-a întâmplat. Eu mi-asum ce urmează să spun acum. Unii mă vor face cinic, unii mă vor face prost. Dar este clar că mai au cei care se ocupă cu îndopitocirea și îndoctrinarea și plecarea, distragerea atenției de la cele importante, mai au o chestie de făcut. Deci e clar, toată lumea acum are în cap chestia cu violatorilor de la Văleni. Nu cred că este singurul caz petrecut în România. Nu, citeam că la două zile se întâmplă un viol. Așa. Pe de-a doua, în Moldova, a doua chestiune. Spui că nu s-au înțeles cu tatăl. Păi acum ce facem? Comercializăm? Deci ăla, tatăl... Nu, tatăl n-a vrut să accepte. Sub nicio formă vreo înțelegere. Că-i suma prea mică sau... Nu. A vrut ca justiția să-și spună cuvântul. Nu a negociat. Nu a negociat că e suma mică sau mare. I-a scos pur și simplu afară și a zis că justiția trebuie să-și spună cuvântul. Fără niciun fel, nici măcar nu l-a interesat. Deci e din ce în ce mai greu să nu începi să crezi oarecum în oarecare teorie ale conspirației. Nu se poate. Cum apare ceva? Cum este totul umflat? Cum avem alte probleme decât să spună o problemă serioasă? Ponta vrea să facă 9% TVA-ul la produse alimentare, Iohannis nu vrea. Iohannis este acoperit de umbrela unei întregi polologii, întreg codul fiscal. Pe ăștia mici, ăștia comercianți, îi interesează punctual 9% la produse alimentare. Pot să fie corecți, deci nu să se îmbogățească. Nu mai sunt obligați să fure să cumpere o ciocolată copilului. Pot să pună totul pe hârtie, ok. Da? Ei, și acum ne aruncă cu fata asta. Păi, da, și ai observat, Doamne ferește, dar toată lumea a uitat să minimalizez de codul fiscal, că da, s-a reîntors în Parlament. E un paradox, noi am mai discutat la începutul săptămânii, cum Dumnezeu ai promulgat codul de procedură fiscală și codul fiscal nu, pentru că ele sunt legate, ele nu se pot, adică procedura aceea trebuie să aibă la bază ceva, nu? Și, da, revin, ăsta e spus că e ultimul punct, nu, cu violul de la Văleni. Într-adevăr, este o problemă, nu, eu nu știu dacă fata asta își va reveni vreodată. Nu cred, dar este o problemă foarte serioasă și foarte gravă ceea ce i s-a întâmplat ei. Și nu numai. Dar făcând o problemă națională, riscăm ca noi să ne autointitulăm o țară de violatori, ceea ce nu este cazul. Deci nu este pentru România o problemă atât de mare. Se întâmplă, Doamne ferește, nu sunt de acord. Am și eu două fete, deci nu pot fi bănuit și de... Și nu e singurul caz, sunt N cazuri de acest gen. Sunt specialiști, sunt să se fac ăștia care tot postează pe Facebook. Fă, domnule, o asociație, adună niște bani, plătește-i psihiatrii, plătește-i ceva, fă-i, ajută-o să iasă din mizeria în care se află ea acum, mizeria ei spirituală, psihologică. Emoțională. Exact. Trist mi se pare faptul că la atâtea luni, să nu uităm că evenimentul a avut loc în noiembrie anul trecut, abia acum a fost trimisă o echipă la, după mediatizarea excesivă a acestui caz, o echipă de medici, de un psiholog, un psihiatru, care să stea de vorbă cu fata. Mâine, poi mine, e un an de zile de când s-a întâmplat. Nimeni nu s-a interesat de așa Bun. Ceva. E foarte adevărat că la noi întotdeauna lucrurile iau o amplare mult mai mare. Cum spuneai, cazul s-a întâmplat în noiembrie, el acum a ieșit, dacă vrei, pe internet. Odată cu eliberarea... Cu eliberarea... Infractorilor, da. DNA-ul mai lucrează, mai își face treaba sau se preface? Pentru că azi îi luăm cu surle și trâmbițe și în 3 luni sunt bine mersi pe litoral, vorbeam la cineva, mare. Vorbeam cu cineva și îi spuneam așa o nedumerire. Spuneam, cred că riscă să pice de suetudine toată această gargară cu DNA-ul, pentru că vedem că îi luăm. Stau cât stau, scriu niște cărți. Cum, Doamne, iartă-mă, scrie Becali o carte? Hai să fim serioși, suntem toți proști. Nu se poate. Omul ăla nu poate scrie o carte.
Nici de copiat cred că nu e în stare. Dacă îl pui să copieze o carte și îi dai termen, el nu poate nici să... Uniunea Scriitorilor Pușcăriani. Da. Păi. O face Uniunea Scriitorilor din pușcărie. După aia, altceva. Se poate. Toți au înjurat-o pe Monica Macovei. Eu o stimez pentru faptul că a reușit să impună în Parlamentul European, în Comisia Europeană și în Consiliile de Conducere ale Uniunii Europene, a reușit să impună am un lapsus, cum se zice, să ia averea. Confiscarea extinsă a averilor. Sechestru, da? Și confiscarea. Exact. Ați auzit să-i confiște cuiva ceva? Ei, și aici este o chichiță juridică. Pentru că ministrul Ionescu a fost urmărit, a fost arestat, DNA-ul l-a luat, l-a împins vagoane, așa, 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 dar toată lumea știe că domnul Ionescu are o avere de 3 miliarde. Faptele pentru care el este cercetat au un prejudiciu de 50.000 de euro. Da? Din milioanele de euro. Și atunci poți să-i confiști tot. Deci, revin, ne trebuie niște legi clare și directe, să le înțeleagă toată lumea. Nu, poate, Dan, poate că există legi clare, doar că ele sunt uitate și nu sunt aplicate. Nu pot să cred așa ba, ceva. Da, înseamnă că crezi. Este o lipsă crasă de profesionalism. Hai să ne întrebăm. Care, Sau foarte mult interes. Haide să ne întrebăm. Da? Tu câștigi 2 lei. Da? Câștigi 2 lei. Oficial, atâta e venitul tău. Unde ai tu afacerea sau unde scrii sau unde prestezi. Și în 3 luni, în 5 luni, în 2 ani, ți-ai luat vilă, ți-ai mai luat și un apartament la Timișoara și două mașini, care nu, se văd. Nu, stai un pic, problema este că ești și bugetar. Păi, deci nu ai treaba ta. Deci nu te întreb eu de 2 lei de la restaurantul tău. Ai la locul tău de muncă bugetar, da? Ai câștigat 2 lei lunar, dar te dai în Mercedes, ai, nu mă duc la caserie să plătesc, ai un apartament la Timișoara, că dă bine că e de fiță, păi, da, Laura, mai ai și două case și mai ai și 16 câini și doamna care face cumpărături. Măi, dar nu te întreabă nimeni de unde ai tu acești bani? Păi, dar tu știi că de când, din momentul în care ajungi într-o funcție administrativă plătită de la buget și ești tu un directoraș, E așa o chestie interesantă, încep să-ți producă și livezile de pruni, se face fânul ceva, mai ca plumbul și așa mai departe, și atunci tu ai, te justifici, nu? Mai ai 7 oi. Pe, nu? Nu? Și ce vlân ai vândut tu și lapte și brânză. Asta cu turmele de oi era pe vremea lui Ceaușescu, când era ilicitul și funcțional și legea, dracului. Da, legea... Toți își cumpăra oi. Toți da, care da, erau da, 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 șmecheri. Păi și acum au făcut la fel, avem caz. Nu pot să nu vă întreb avem dacă știți. Avem caz. Care a fost una dintre primele legi desființate imediat după 89. Asta e ilicitului. Stolojan, domnul Stolojan. De... Pentru că era comunistă, pentru că nu te lăsa să te dezvolți conform pregătirii tale și priceperilor tale și abilităților, sau cum zice acum, skill, sau cum e? Știu eu. Acum nu se mai zice abilități. Și da, avem foarte multe abilități noi românii, drept pentru care se întâmplă și ceea ce se întâmplă și trăim vremurile pe care le trăim, pe care nu mi le-aș fi imaginat vreodată. Nefericire. Eu cred că s-ar putea rezolva foarte clar, cum dăduse Laura exemplu cu contrabanda pe Dunăre, cu benzina, da? Într-o zi s-a rezolvat. Foarte multe lucruri s-ar putea rezolva dacă există o voință politică și nu neapărat politică internă, cât politică externă. Cu cât ești un stat mai vulnerabil, cu atât poți fi ușor mai demanipulat și de furat. Că asta dar ni există se întâmplă. Interes extern ca România să fie un stat slab. Corect? Nu. E, păi asta spuneam, da, nu? Da. Pentru că, da, n-aș crede în cei care spun că din cauza Kaufland, Lidl și... Au iară mă trimis la caserie. Mă rog, supermarketurilor, din cauza... Deci ăștia fac niște profituri, le duc afară și ne fură pe noi românii. N-aș crede în momentul în care salariul meu ar fi undeva la 1.000-1.200 de euro. Venitul meu lunar, ca om normal în țara în care bugetar. Trăiesc, așa, să am acest venit. N-aș crede ce spun ăștia. Așa, dă-i mă, dracule, e ciudă pe ei și vor să vină ei cu altceva. Nu. Benzinăriile. Eu nu știu ce mai avem românesc în țară. Citesc că o firmă de mobilă... De păduri deține. Da, a cumpărat hectare de păduri. Hectare de păduri. Păi nu pot să mintă toți, domnule. Nu poate să fie o campanie din asta de minciună să ne intoxice că ăștia cumpără, ne sărăcesc, ne prostesc, ne îmbolnăvesc. Și întotdeauna au plecat ai noștri de la guvernare și au venit tot ai noștri. Da, da. Cred că de aici toate aceste subiecte de presă menite să...
să ne intoxice și pe noi și populația, să creeze o agendă falsă a cetățeanului, să discutăm despre violatorii din Vaslui, în loc să vorbim despre codul fiscal. Nu, da, când am îndrăznit să vorbim despre codul fiscal, când s-a terminat emisiunea, am primit un telefon, nu contează tocmai de la... Plăcut, poftim? Zic, nu tocmai plăcut. Și... Nu, da, nu, și am fost întrebat, dar cum îndrăznesc eu? Dana a fost lângă mine. Nu cum? Întrebată, certată, certată, cum am îndrăznit eu să vorbesc, să-l pomenesc pe Iohannis, care a trimis codul fiscal înapoi în Parlament? Dar asta e treaba mea? Dar care-i treaba mea, mă întreb eu retoric acum? Să zugrăvești pe să aici. Să zugrăvesc pe aici și da. Domnilor, colegi, Dana Gache, Dan Popoviciu, vă mulțumesc pentru prezența la emisiune. Din punctul meu de vedere, cred că am atins atât cât se poate de aici, din orașul nostru mic de provincie, subiecte interesante pentru toată lumea. Doamnelor și domnilor, întâlnirea noastră se apropie de final, de fapt a și ajuns la final. Nu uitați, emisiunea poate fi vizionată pe radioreșița.ro, dar și pe VSTV Reșița. Laura Zgaverdea sunt, până luni la 17:30, toate cele bune. La revedere. La revedere. Ascultă Cum te ascult cu Laura Zgaverdea.